Suntem la ferma numărul 3 al societății Agromat Crops, în zona Dărăști. Sunt în jur de 200 de hectare de rapiță. Societatea este împărțită în 5 ferme și fiecare fermă are în jur de 2500-2700 de hectare. Sunt un fermier modern, dar totuși trebuie să ținem cont tot timpul de situația din teren, de situația din fermă, mai mult decât atât, de situația din fiecare parcelă. Și atunci soluțiile pe care le găsim trebuie să fie date nu neapărat de o anumită concepție pe care o avem noi, ci de nevoile plantei, de nevoile solului respectiv. De obicei, fermierii se dotează foarte mult cu utilaje. Pun tot timpul utilajele pe primul plan. Însă trebuie să coborăm și la plantă, la sol, și trebuie cumva echilibru făcut. Adică investițiile trebuie făcute și în teren, pentru îmbunătățirea structurii, pentru îmbunătățirea fertilității solului, pentru îmbunătățirea capacității schimbului cationic, pentru îmbunătățirea pH-ului. Trebuie lucrat și pe sol. Când am început agricultura, toate solurile noastre, acum 6 ani, toate solurile noastre aveau un pH acid, spre foarte acid. Am început cu amendarea solului, practic folosim amendamente, în fiecare an amendăm cam 1000-1500 de hectare și încercăm prin acest lucru să îmbunătățim calitatea solului, în ceea ce privește pH-ul. În ceea ce privește viața microbiană din sol, am început de acum 2 ani practic și folosirea produsului de la Aectra, Black Jack. Noi folosisem și alte produse înainte, dar ne-am convins de calitatea Leonarditei, că practic Leonardita face parte din, este componenta principală a Black Jack-ului. Și am fost foarte mulțumiți. Eu sunt un fan al culturii de rapiță și cred că suntem chiar liderii naționali în ceea ce privește suprafața cultivată de rapiță. Cultivăm 6.000 de hectare de rapiță, în jur de 5.000 de hectare de grâu, 2.000 de hectare de soarea soarelui și 450 de hectare de lucernă și în jur de 500 de hectare de mazăre care ne ajută la zie. Foarte mulți fermieri au întors o parte din rapiță, inclusiv noi am întors în jur de 800 de hectare de rapiță, datorită excesului de apă, exces de apă combinat cu acea ploaie înghețată care a venit la momentul nepotrivit, a condus la un start foarte modest în ceea ce privește cultura de rapiță. Dar nu trebuie să fim decât optimiști, nu avem altă soluție, trebuie să mergem înainte și să ne rugăm să ducem cultura la bun sfârșit, cu rezultate bune. O altă problemă sunt ciobanii. Atunci când cultura este mică, ai bucuria să-ți intre ciobanii cu oile și să-ți distrugă cultura. Sunt multe probleme, sunt extrem de multiple. Probleme cu forța de muncă, forța de muncă din ce în ce mai greu de găsit. Fermierul nu are o problemă, două, trei, 5. Are una, două, trei, cinci în fiecare zi. Black Jack-ul este un produs la care trebuie să ai răbdare, pentru că rezultatele nu sunt spectaculoase chiar în primul an. Rezultatele încep după al doilea an, după al treilea an,
Dar ca să luăm așa o situație concretă, l-a recoltat fiecare leu băgat în, în blackjack, practic ne-a dublat acel leu. Nu numai el dă un spor de producție, blackjack-ul acordă și potențează acțiunea tratamentelor substanțelor fitosanitare. Practic, împreună cu el, ajută la o mai bună asimilare a produselor fitosanitare, ajută practic la o fotosinteză mai performantă, ajută la un schimb cationic mult mai bun, precum și la tamponarea solului. De asemenea, prin leonardita pe care o conține, prin acei acizi humici, permite dezvoltarea mult mai bună a microorganismelor din sol. Îl aplicăm la rapiță, pentru că rapița este o cultură care și aduce profit în contul fermierilor, dar de anul trecut l-am aplicat și la grâu. Mesajul meu pentru fermierii care nu au încercat blackjack-ul este să încerce, și sfatul meu este să încerce pe suprafețe mici, 10 hectare, să se convingă personal, să vadă eficiența acestui produs și cu siguranță vor extinde folosirea lui. Pe mine m-a convins pentru că îl folosesc, sunt mulțumit și trebuie să-i felicit pe cei de la Aectra pentru profesionalismul lor și pentru faptul că tot timpul sunt în acord cu nevoile fermierilor.